Bună și bine ați revenit pe canalul meu. Știu că în ultima perioadă n-am reușit să postez atât de des pe cât v-am obișnuit, dar se întâmplă să fiu foarte ocupată în această perioadă. Nu știu dacă mă puteți înțelege foarte bine la ce mă refer, dar chiar sunt foarte ocupată. Astăzi m-am hotărât să fac un clip cu favorite, vor mai urma zilele acestea câteva clipuri. Nu știu sigur când o să le postez, dar ideea e să le filmez și să le am, să am material. O să încep să vă arăt produsele, n-am foarte multe, de aceea o să trec foarte repede prin ele. O să încep cu categoria mai random, așa să zic. Am această eșarfă, care este foarte mare și acum e în două. Am luat-o dintr-un magazin second hand cu 3 lei. Da, 3 lei, ați auzit bine. Acestea sunt culorile, sunt culori pe care eu le folosesc în garderoba mea zilnic. Nu sunt adepta culorilor foarte stridente, doar acestea sunt toate culorile pe care eu le folosesc. Este destul de călduroasă pentru această perioadă, nu trebuie ceva mai gros, chiar e foarte utilă și am folosit-o aproape de fiecare dată când am ieșit afară. Când am avut timp, am citit această carte și se numește Focul din oglinzi, scrisă de Amanda Quick din colecția cărților romantice. Este de la editura Lyra. Vreau să vă spun că această carte conține o poveste cu fenomene paranormale, dar și în general lucruri paranormale care se întâmplă în viața de zi cu zi. Eu vă invit să citiți această carte, are o poveste foarte interesantă, încă n-am terminat-o de citit pentru că, v-am spus, nu am timp, dar îmi doresc să termin și abia aștept să aflu finalul. Am și două lucruri pentru păr. Prima dată vă arăt această mască cu keratină de la Kalos. Are 1000 de mililitri. Am folosit deja jumătate din ea și nu am de atât de mult timp. Îmi place mult cum miroase, are și proteine din lapte și chiar hidratează părul. Eu, având părul foarte uscat, această mască mă ajută mult. Am folosit-o la fiecare spălare. Apoi am și un șampon și este vorba despre acesta de la Garnier Ultra Du din gama Mythic Olive cu ulei extra virgin de măsline pentru părul uscat și degradat. Îmi place mult pentru că lasă părul foarte fin așa și mătăsos și ușor de descurcat. Mai am foarte puțin din el, nu știu dacă vă puteți da seama. La fel îl folosesc la fiecare spălare și chiar îmi place foarte mult și eu vi-l recomand și vouă. Deocamdată mi-am cumpărat altceva, dar când voi termina acel produs o să îmi recumpăr toată gama, inclusiv masca, balsamul și crema aceea leave-in pe care o are această gamă. Îmi place mult și vi-l recomand și vouă. Am și o vitamina A pe care am folosit-o pe post de cremă de noapte, dar am folosit-o și ca și mască tratament pentru păr. Adăugam pe lângă ea și ulei de măsline și ulei de cocos și făceam mască pentru păr. Îmi place foarte mult, este acea vitamina A uleioasă. Eu o aplicam pur și simplu pe ten după demachiere și curățarea tenului și era super hidratantă și îmi lăsa tenul foarte moale și plăcut așa la atingere și a doua zi aveam pielea super, super ca de bebeluș. Am și o cremă de mâini, este aceasta de la Avon din gama Care XXL, are 200 de ml și este cu unt de cacao. Este pentru mâini, unghii și cuticule. Îmi place foarte mult, eu în perioada rece am această zonă foarte uscată și din această cauză mă și mănânc așa, am un oarecare disconfort. Și aplicând această cremă pe zona afectată, să zic așa, îmi trece pur și simplu, hidratează zona foarte bine și chiar mă ajută. Vă recomand și vouă Andapea 9 lei și după cum am spus are 200 de ml și chiar ține foarte bine și e destul de bună. Am și un balsam de buze, este acesta de la Avon din gama Color Trend cu căpșuni.
Așa arată el, dă o ușoară culoare buzelor, o culoare roșiatică și îl folosesc de foarte multe ori pe zi. Mi place mult și vi-l recomand și vouă și costă în jur de 6 lei. Și ultimele două produse sunt două creioane. Este acesta de la Ada, exact aceasta este nuanța. O să vă fac și un swatch. Eu îl folosesc pe buze fără a mai da cu ruj. Doar balsam și acest creion. Îmi place mult, mai am foarte puțin din el și mă bate gândul să recumpăr aceeași nuanță pentru că chiar îmi place. E o nuanță destul de drăguță și potrivită pentru această perioadă. Și ultimul creion este de la Oriflame din gama Very Me, nuanța Silver Glow. Este un creion argintiu, așa cu sclipici argintiu. Aici este, nu știu cum puteți observa. Îmi place mult, îl folosesc de fiecare dată pur și simplu ca și o linie de tuș și atât. Și pot ieși din casă cu puțin rimel și el. Astăzi nu l-am folosit, dar de obicei îl folosesc aproape zilnic pentru că îmi place acel efect și mă duce cu gândul la sărbători acest clipici. Și da, cam acestea au fost produsele pe care eu le-am folosit în această lună. Adică, bine, am folosit mai multe produse, doar că pe acestea, după ele am întins mâna cel mai des, așa că m-am hotărât să le includ în acest clip. Dacă v-au plăcut produsele sau dacă aveți ceva și voi favorit din ce v-am arătat, vă rog să-mi lăsați în bara cu comentarii și de asemenea, dacă v-a plăcut clipul, vă aștept cu like și subscribe. Până data viitoare, eu vă pup și ne revedem. Pa!